pățești nimic. Ei cu o mână 3 milioane, cu alta dai 300 de mii și mai dai procurorului încă ceva și s-a rezolvat. Dar nu cumva aceste fapte de care tot auzim îi și încurajează pe unii? Că, na, până la urmă, dacă au văzut că s-a mers la un astfel de nivel, automat că unii care au, să zicem, tendințele astea, gândurile astea, și eu pun întrebarea, de ce n-aș putea și eu? Deci avem, asistăm la o înflorire a clasei politice de câțiva ani, cumva mai recent, dar vorbim de averi, nu că și-a luat o mașină mai pricopsită sau s-a mutat de la apartament la casă. Vorbim de averi care se manifestă în felul următor. Case la Monaco, alături de miliardarii lumii, iahturi de zeci de milioane, avioane private. Deci asta, genul ăsta de bogăție prin furăciune s-a produs la noi în țară. O îmbogățire peste noapte ostentativă. Și nu am văzut pe nimeni întrebat din ce ai produs. Din ce ai produs? Ca să produci o avere în care tu ai milioane, zeci, sute de milioane prin conturi în afara țării, în care ai vile de zeci de milioane, iahturi de zeci de milioane. Tu ce, ai, ce anume de business ai avut că ar trebui să ai efectiv nu un colos? Da, din păcate suntem martorii unor astfel de fenomene și acesta care prinde amploare la noi în România. Eu îți mulțumesc pentru prezență, și pentru intervenția de astăzi. Situații de urgență a ajuns la final. Eu sunt Cătălina Petrache. Ne revedem și luni de la ora 14. La revedere!